Andreea Pora calculează ce cât i Liviu Dragnea din ultima mutare, letereilor de prin pieie, pres sau de la Bruxelles ar trebui să li se închid gura. Presubliniere din telepartidului Social Democrat, PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că va promova un act normativ în baza căruia vor fi sancționate persoanele care denigrează imaginea României în exterior. Andreea Pora a calculat ce ar câștiga Dragnea în urma unei astfel de legi și de ce vrea liderul social-democrat un act normativ care să pedepsească defimarea. Cine îl critic pe el, guvernarea lui, partidul lui, legile emanate de majoritatea lui sabotează rap, o defimează, îi subminează interesele naționale și globale. Letereilor de prin pieie, pres sau de la Bruxelles ar trebui să li se închid gura, ba chiar să li se retrag cetenia, cum sugera un peserist din categoria Rebuturi, scrie ea pentru revista 22.ro. Pora spune ce, în ciuda unui act normativ, lui Dragnea nu-i vor iei calculele. Problema e ce defimtorii sunt muli. I, mai ales, credibili. Aici e durerea. Îi crede lumea, Comisia Europeană, ambasadele, Departamentul de Stat, presa occidentală, ba chiar și românii care mai au 3 neuroni teferi. E simplu de ce. Nu sunt penali în au dosare, nici afaceri și aranjamente lucrative cu statul, nu aspir la funcții sau sinecuri și nici nu vor să începetuiască conturile și familiile extinse. Nu le iese nimic din modificările legilor justiției, codurilor penale, din subordonarea DNA-i înlăturarea lui Chevesi. Pe scurt, n-au interesul să mint. Ca Dragnea-i ai lui? Care au de câștigat totul, în primul rând propria libertate. E un adevăr simplu. Pe care îl pricep toi, adaugă Andreea Pora. Ideea pedepsirii celor care îi defimează propriar prin minciuni, a celor care sabotează cu buntinara prin declarai antiromâneti sau prin acțiuni servile îndreptate împotriva intereselor noastre globale și naționale nu este nou. În 2016, PSD a scos din joben legea defimirii sociale, care introducea printre grupurile sociale pe care, vezi Doamne, voia să le protejeze, și pe cel constituit pe criteriul apartenenței politice. Amenda ajungea și la 60.000 de lei pentru punerea în situație de inferioritate a vreunui pesedist, de exemplu. La vremea respectiv, proiectul a fost aprobat la Senat, dar s-a blocat la Camer, guvernul Ciolo nu l-a susținut, iar Comisia pentru Drepturile Omului i-a dat aviz negativ. Acum e tocmai bun de scos de la sertar. Dar asta e nimic în comparație cu inițiativa unor parlamentari PSD, tot din 2016, de a reintroduce în codul penal infracțiunea de defimare a RIA naiunii.
Leznaiunea era pedepsit cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Era vorba, de fapt, de revenirea la prevederea, articolul 236, alea. Din codul penal care a funcționat până în 2006, când a fost abrogat la cererea ministrului Monica Macovei, scria Pora în sursa citată.